Avem în acest moment două cazuri, din păcate, medicale grave, care privesc angajații Ministerului Afacerilor Interne. E vorba de situația polițistului de la Poliția Rutieră, care este internat la Spitalul de Urgență Floreasca, și de cazul pompierului Mitra Daniel din Călăraș, rănit în urma unei explozii. Am vrut să-l văd astăzi și pe acest pompier, să-l cunosc, să-i urez în sănătoșire grabnică. La fel am făcut și ieri în cazul polițistului Ionescu Gheorghe, pentru că este un gest normal și de camaraderie pe care noi, cei care conducem instituțiile din sistemul de securitate națională, trebuie să-l facem pentru colegii noștri. Acesta este spiritul care îi animă pe toți cei care își pun viața în pericol pentru siguranța și securitatea românilor. De aceea ei trebuie apreciați și susținuți, iar noi facem acest lucru și față de ei și față de familiile lor. Suntem alături de colegii noștri și am asigurat că nu sunt singuri în aceste grele încercări prin care trec. Am spus-o mereu, în sistemul de securitate națională este o vorbă: nu lăsăm pe nimeni în urmă. Cel mai important e că se face tot ce putem să facem și să aibă cel mai bun tratament. Chiar mai mult de atât. Trebuie să te interesezi pentru el. Colegii să fie alături de doamna. Da. Foarte important. Nu, vreau doar să mă asigur că am zis ca și este. Bună ziua! Aveți bine, să vă lămâtream? Bună ziua! Înțeleg că ești mai bine, nu? Da, mai bine, v-a făcut în 10 zile. Evoluează bine, nu? Evoluează foarte bine, da. Asta e important. Am scăpat și de la terapie intensivă. Să te recuperezi mai repede. Așa și vreau. Asta e important. Pronosticul din ce spun și doctorii specialiști, ce mi-a spus și domnul Arafat, este foarte promițător și lucrurile merg bine. Asta e important. Colegii și noi la Minister te ajutăm cu tot ce trebuie, adică suntem în tine acolo să strajim. Tocmai în cazul ăsta, în care atât o să facem. E important să fiți voi în viață, să faceți tot ce trebuie. Am înțeles. Și vă aștept înapoi. Eu te salut și fii convins că ne ocupăm, da? Da, cum da, și familie tot ce trebuie, da? Încă o dată să mă întreb. Da? Numai mulțumesc. Te salut. Vă mulțumesc.